Florin, ca să încap în rochița asta, ta trebuie să mănânc foarte soft, așa, și atentă. Da, să zicem să fac așa, și mișcare că, multă. De obicei îmi place să pun câteva, cum să zic, ciumbuși lucruri acolo la rochie, încât să vă avantajeze indiferent de situație. Wow. Așa că și rochia asta... aici are un corset mai lung, așa că poți mânca liniștită, că nu se vede nimic. Când o dai jos, atunci e o problemă. Dar, eu vă invit să aveți grijă la silueta voastră și asta din două motive, cel puțin una ca să încăpeți în rochii din astea de prințese, așa, și doi, pentru că sănătatea depinde și de kilogramele pe care le avem în plus, mai ales în zona abdomenului. Astăzi am pregătit o rețetă foarte interesantă. Florin, ai acolo ceapă, îți dau un cuțit, taie tu ceapa, că tu nu ești machiat, eu sunt machiat și să nu m-am putut plânsul. Da, o tai rondele. Eu am aici avocado. Este o salată care este bine să o consumați în fiecare zi și asta pentru că știți ce înseamnă? Salatele aduc acea stare de bine și fibre de care organismul are nevoie. Ca să vă săturați mai repede. Uite, pun valeriană. Vreau să spun un lucru așa mai amuzant. Mie îmi plac enorm salatele și de obicei când merg undeva îmi plac salatele pregătite de șefii aceia expert. Și merg cu băieții la și tot, friptură de ceapă de ce mai e? Și eu mi-aș dori să mănânc o salată și să vezi cum mănânc friptură și să te uiți și o salată aici, să fie. Și ei tot timpul râd de mine, mă, dar de ce nu ți-ai, dacă ție cu adevărat îți place? Zic, pentru că mă simt aiurea, am impresia că toată lumea se uită la mine că sunt singurul care mănâncă salată. Nu vă gândiți ca și Florin, gândiți-vă că salata este binevenită în perioada asta anului și pentru că avem foarte multe legume și pentru voi, doamnelor, dar și pentru domni, avem același... cumva avem același corp, oarecum, chiar dacă voi asimilați mult mai greu decât asimilăm noi. Nici plusuri acolo. Ceapa, uite, e foarte bine așa, ceapa, că vreau să simțim când o mâncăm. Mie să știi că îmi place, inclusiv, uite, îmi place foarte mult salata de icre și tot timpul menționez la restaurant unde merg să fie ceapa mai pronunțată, să o simțim așa. Să o simți ceapa, da. Adică... Unde mai spui că ceapa în rețeta aceasta o să-mi dați dreptate că îi dă un gust special? Bun, da. Da, pune. E o salată cu avocado, ceapă, roșii, valeriană, așa cum vă spuneam, ca să vă dea cea stare de bine. Știi ce? Am aici un pic de ulei de măsline. E o salată așa de vară, nu? Da, o salată pe care puteți să o mâncați și dimineața și la prânz și seara. Așa vă recomand eu și v-am spus de ce. Aici am un dressing de iaurt. Este foarte important să vă gândiți că avem nevoie de ulei sau de acest dressing care conține și ulei, pentru că vitaminele prezente în legume se absorb în prezența grăsimilor. Așa că uite, și ca un ingredient extra mă gândeam la alune de pădure și o să spun de ce punem alune de pădure. Asta e ingredientul tău pe creștere. Da, îmi place foarte mult pentru că ele conțin magneziu, mai conține și omega 6. Organismul are nevoie de aceste minerale. Eu zic așa, minerale. Să văd cum sunt, să văd dacă sunt bune, să nu mințim poporul cu televizorul. Sunt foarte gustoase, să știi. Știu, tocmai de aia ți le încerc, că sunt preferatele mele. Ți le fac cadou. Uite, deja salata este gata. Spuneți că arată foarte bine, este și foarte gustoasă și, repet, vă recomand și dimineața și la prânz și seara. Ingredientele pe care le-am pus acolo le aveți la îndemână, sunt sigură valeriană, avocado, ceapă, roșii, alune. Și ingredientul secret. Alune de pădure, un pic de ulei de măsline, un dressing de iaurt pentru gust și să avem poftă bună, zic, nu? Poftă bună și spor în activitate, pentru că e o salată ce ne dă energie. Florin, salata noastră e gata, eu sunt îmbrăcată de bal. E perfect, e exact ce trebuie. Exact. Să știi că în momentul în care alegi o culoare puternică, ai nevoie și de o energie pozitivă bună. Și bună. Și atunci, dacă mănânci o salată din aceasta, prinzi o energie zdravă, ai plecat la activitate, la petrecere și dansezi toată noaptea. Au început petrecerile, este foarte bine. Ce purtăm în această vară, dacă mă gândesc la petreceri și dacă mă gândesc de zi cu zi? În câteva zile se va lansa cea mai recentă colecție a mea dedicată sezonului estival. Sunt rochii în culori puternice, în culori drăznețe, cu imprimeuri foarte frumoase. M-am bucurat ca Maria Constantin să-mi facă o mini ședință foto în Egipt unde a fost și
am poze frumoase pe care le veți vedea ulterior pe rețelele de socializare. Florin Burescu sunt apropo peste tot, Instagram, Facebook, unde vreți. O să vedem foarte multă culoare, mătase, voaluri de mătase, voaluri de Dubai, așa cum așa este cel pe care feminin, îl poți tu. Așa să fie feminin, așa, suave. Eu am în minte că o femeie trebuie să poartă rochiță. În mare parte a timpului, pentru că ne dă acea, nu știu, frumusețe sau ne face să părem și mai frumoase. Atunci când îmbraci o rochiță, parcă ești așa o prințesă. Să știi că feminitatea tot timpul va atrage, feminitatea tot timpul va fi căutată. Și atunci, în momentul în care îți dorești să fii feminină întru totul, trebuie neapărat să ai o rochiță. Chiar dacă sunt de acord cu cele care pot purta costume bărbătești impecabil și dau o feminitate aparte, îmi plac foarte mult. Dar rochia tot timpul va fi, cum să zic, etalonul feminității. Cum ne îmbrăcăm vara, zi de zi? În materiale naturale, în materiale comode, dar la fel în nuanțe foarte, foarte tare. Mai ales că mergem la mare. Se vede bronzul frumos, se da? Văd ochii frumoși, se vede rujul frumos. Scurt care... sau lung? Sau midi? Acum, dacă sunt 50 de grade, nu te-aș chinui într-o rochie lungă. Așa? Dar dacă e o rochiță... Chiar dacă e din mătase foarte subțire, nu te-aș chinui foarte tare. În schimb, seara îți recomand rochiile lungi pentru o petrecere, cină, pe pentru plajă. O petrecere, pentru, nu știu, o escapadă așa mai nebună. Da, le recomand. În timpul zilei mergeți pe ceva sport. Să știi că chiar dacă aceste nuanțe puternice sunt recomandate de noi ca specialiști, eu vă sfătuiesc ca de fiecare dată să aveți rochița albă acolo pusă în bagaj, pentru că rochia albă, ținuta în întregime albă, ne ajută foarte, foarte mult atunci când ne bronzăm frumos. Deci, obligatoriu în bagajul de vacanță o rochiță albă. O rochiță albă lungă, scurtă? De preferat scurtă, să se vadă piciorul frumos așa, de sus până jos, dacă avem, dacă mâncăm salată. Mâncăm bani, salată, facem mâncăm mișcare, uite, avem și un suc pe care îl bem imediat după masă, de aronia. Buchet? Da. O să-mi dai dreptate. Mă gândeam că-mi dai ceva. Este un suc de aronia pe care eu obișnuiesc să-l beau imediat după masă. 100 de mililitri e suficient. Este foarte, foarte bun și mă bucur că îl putem bea în cantități mici. Să știi că se poate bea și diluat sau îndulcit dacă vrei. Cred că mai concentrat e mai bun, da. Și plus că se simte că e natural. Chiar în, se simte. În emisiunea noastră toate sunt naturale, până aia și zic. Tu ești natural cu tot ceea ce ne-ai spus. Cu burtică, cu tot, nu, aici, mănânc salată din de Florentina. Nu, tu ne-ai spus niște lucruri pe care eu le-am asimilat deja, sper că și voi, doamnelor, sunteți cu urechile așa pâlnie și... deja aveți pregătită rochia albă, ținutele de colorate, petrecere, colorate, colorate cât de colorate. Din țesături naturale. Naturale, nu? Da, pentru că țesăturile naturale dau acea frumusețe și comoditate. Și acea frumusețe și, bineînțeles, acel confort de care avem nevoie de fiecare dată când purtăm o haină, indiferent că e o cămașă, indiferent că e o rochie sau orice altceva. Bărbații ce ar trebui să aibă în bagaj? N-aș vrea acum să intru chiar pe segmentul celălalt, pentru că nu-l cunosc foarte bine. Eu știu, dar ce trebuie să am eu în bagaj. Ce că ai tu în bagaj? O să-mi pe Adina Buzatu și îmi spune Adina imediat ce trebuie să iau. Eu merg la fel, pe țesături naturale, pe țesături subtiri, și îmi plac foarte mult în acest anul timp cămășile înflorate. Sunt nebunit după ele. De in sau cămașa? Indiferent, indiferent din ce material este, de preferat din in atunci când mergem în zone foarte călduroase, dar uite, dacă vorbim de București și de jobul de zi cu zi, îmi plac și cămășile iunii, dar în culori puternice, le iau și să știi că sunt foarte practice. Să fim veseli, bine dispuși, ține și de ce mâncăm, dar și de culoarea pe care o avem pe noi, pentru că vara trebuie să culori puternice ca să fii și tu într-o stare și un tonus foarte bun. Și e foarte important dacă uite, n-ai starea necesară, uite, și în farfurie culori vii și pe mine culoare vie. Puternice. Da. Dar eu abia aștept să stingă băieții aceste camere să pot degusta această salată care chiar îmi face cu ochiul și nu spun la mișto, chiar îmi place, îmi face cu ochiul. Dacă ai spus că mănânci toată ziua salată și n-ai avut poate posibilitatea să mănânci asta. Nu prea ies cu băieții în oraș la masă cu ei, doar hai să povestim, ies cu fetele, păi știi că așa și ele sală. N-ai cu cine, nu, când ai văzut fotbaliștii că și-au pus aici, sau prietenii care toată ziua mănâncă doar grătar, când pe stânga, când pe dreapta, da, da. Nu ai variante. Așa că prefer să ies cu prietenele mele, gen Florentina Opri și în oraș să mâncăm o salată. Abia aștept să ieșim în oraș după emisiune, mâncăm și salata asta, dar mai mâncăm ceva în oraș. Am un cadou pentru tine, Florin.
produse este, da? Da, cosmetice, dermatocosmetice. Pentru mine este foarte important să avem grijă de piele. Pielea este cel mai mare organ. Așa că, dragii mei, dragele mele, gândiți-vă că pielea trebuie îngrijită, mai ales în această perioadă anului, când avem și cu, da, cu protecție foarte mare. Eu îți mulțumesc tare mult, Florin. Îți mulțumesc pentru sfaturile pe care ni le dai de fiecare dată. Îți mulțumesc pentru energia pe care o pui în ținute. Pentru că atunci când îmbrac o rochiță de la tine, și credeți-mă ce spun, mă simt foarte bine. Mă bucur. Și se spune că e bine să pui energie bună în mâncare, e bine să pui energie bună în orice energie lucru pe care îl faci. Energie bună în orice. Uite, și când vorbim cu oamenii acum, noi trebuie să le transmitem această energie bună pe care o avem de fiecare dată când ne întâlnim. Nu știu cum se întâmplă, dar o avem. Suntem compatibili. Eu sper că aveți energie bună transmisă și de noi, dar și de ce faceți voi în fiecare zi. Să știți că nu este important ceea ce ni se întâmplă în viață, important este cum reacționăm noi la ceea ce ni se întâmplă. Pentru că nu toți avem o viață roz, dar dacă reacția noastră este oarecum roz, lucrurile se întâmplă într-o direcție foarte bună. Așa că fiți atenți la reacția pe care o aveți și atunci când sunteți mai stresați și atunci când sunteți mai grăbiți, să nu fiți așa de duri cu voi și cu cei din jurul vostru, pentru că asta se răsplânge asupra stării voastre de bine. Florin, îți mulțumesc tare mult pentru ținuta asta impecabilă și pe gustul meu, pentru că mie îmi place roșu, așa, o stare de bine cât îmi plac roșu. Te simte, te știi. Te simte de fiecare dată, ne cunoaștem de atâta timp și de asta. Da, mi-au pus un pic, vezi, și păr am un pic de roșu. Un pic așa, un pic, aruncat, un piculeț acolo, nu s-a prins el chiar roșu, dar a aruncat acolo. A aruncat ceva. Gândiți-vă că viața este frumoasă, că tot ceea ce faceți în fiecare zi trebuie să fie înspre beneficiul vostru și înspre beneficiul celor de lângă voi. Pentru că dacă noi suntem bine și cei din jurul nostru sunt bine. Eu astăzi am fost foarte bine alături de tine, Florin. Îți mulțumesc tare mult. Alături de voi, vă aștept în continuare să fiți alături de Sport, Dietă și O Vedetă, emisiunea care va aduce stilul de viață sănătos la voi acasă. Să aveți o sâmbătă minunată! Sunt Florin Burescu și a fost o onoare pentru mine ca în această zi să fiu alături de Florentina Optiș și de toate sfaturile ei frumoase pe care ni le oferă. Rămâneți sănătoși, cu bine, până data viitoare!